Ducati a extins familia Street Fighter prin apariția a două noi modele, Street Fighter V2 și vârful de gamă Street Fighter V4 SP, dintre care modelul V2 a ajuns la magazinul din București. Vă invit să vedem motocicleta și să-i auzim motorul. Noul Street Fighter V2 este o motocicletă de sport naked cu un caracter aparte. Ea satisface cerințele piloților care caută o motocicletă capabilă să combine DNA-ul sportiv al modelului Panigale V2 cu atitudinea și stilul modelelor Street Fighter. Rezultatul este o motocicletă manevrabilă cu suficientă putere care oferă satisfacție. Acest proiect este o reinterpretare a rețetei de succes numită de Ducati Formula de luptă, implementată pe Panigale V2, dezbrăcată de carene și echipată cu un ghidon înalt și lat. Masa la gola motocicletei este de 178 de kg și motorul este Super Quadro de 955 cm3, controlat de un pachet electronic de ultimă generație. Street Fighter V2 are un design îndrăzneț care adoptă elementele stilistice clasice de pe Street Fighter V4, începând cu farul, inspirat de faimosul rânjet al Jokerului. Conceptul de design din spatele acestui nou model este construit în jurul mecanicii moștenite de la Panigale V2 cu motorul Super Quadro. Ergonomia se concentrează pe utilizarea pe stradă, cu un plus de caracter sportiv și confort. Ghidonul înalt și lat din aluminiu înlocuiește semighidoanele de pe Panigale V2, șaua este mai lată și are capitonajul nou care face această motocicletă și mai confortabilă. În plus, scărițele au fost repoziționate pentru a mări spațiul. Toate aceste îmbunătățiri permit pilotului un control deosebit la mersul sportiv și facilitează în același timp utilizarea de zi cu zi. Motorul instalat pe Street Fighter V2 este un Super Quadro de 955 cm3 Euro 5, care oferă o putere maximă de 153 cai putere la 10.750 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 101,4 Nm la 9.000 de rotații pe minut. În comparație cu Panigale V2, Street Fighter V2 are un raport al transmisiei finale mai scurt, care garantează un cuplu mai mare la roată, la viteză de stradă, oferind în același timp un răspuns mai bun al motorului. În timpul dezvoltării acestui nou model, inginerii de la Ducati și-au concentrat atenția asupra configurației șasiului. De altfel, motorul Super Quadro este folosit ca element portant și face legătura între structura frontală compactă, un cadru monococă din aluminiu turnat sub presiune și chiuloasă. Bascula monobraț, atașată și ea de motor, este cu 16 mm mai lungă față de cea a modelului Panigale V2, detaliu tehnic care contribuie la asigurarea stabilității motocicletei. La această platformă se adaugă furca față Showa Big Piston de 43 de mm și amortisorul Sax, ambele complet reglabile. Street Fighter V2 este echipat cu roți cu 5 spițe și noile anvelope Pirelli Diablo Rosso 4, care oferă un răspuns rapid la nevoile pilotului, împreună cu o senzație mai bună pe viraje. Cu excepția plăcuțelor de frână alese, cu o mușcătură mai puțin agresivă, mai potrivită pentru utilizarea pe stradă, întregul sistem de frânare este preluat de la Panigale V2 și dispune de etriere radiale monobloc Brembo M432 cu discuri de 320 mm. De asemenea, compartimentul electronic al modelului Street Fighter V2 este moștenit de la Panigale V2. Platforma de măsurare inerțială cu 6 axe gestionează toate comenzile electronice ale motocicletei. Pachetul electronic include ABS activ pe viraje, EVO, control al tracțiunii Ducati EVO 2, control al plecărilor pe o roată Ducati EVO, Ducati Quick Shift
în dublu sens Evo 2, control al frânei de motor Evo. Motorul are 3 moduri de pilotaj diferite. Sport Road Wet, cu setări de control dedicate, iar motocicleta este echipată cu faruri full LED cu lumini de zi și un tablou de bord full TFT de 4,3 inci. Prețul în România al modelului Street Fighter V2 este 17.240 de euro. Dacă v-a plăcut motocicleta și dacă prezentarea vi s-a părut interesantă, fiți pe fază! Ne așteaptă un sezon cu multe modele noi!